Ne aflăm acum la pensiunea Belvedere din stațiunea Rânca, județul Gorj. Această locație este una foarte primitoare și haideți să vă arăt de ce. Această locație poate fi alegerea perfectă pentru cei care doresc să-și petreacă un sejur de neuitat într-o zonă deosebit de frumoasă cu peisaje de vis. Deoarece pensiunea Belvedere vine în întâmpinarea turiștilor cu 10 camere duble matrimoniale moderne și 2 apartamente semi-decomandate, dar și cu următoarele facilități. Parcare privată gratuită, restaurant, dar și 2 terase, una exterioară și una interioară destinate fumătorilor. Acces gratuit internet Wi-Fi, uscător de păr, halat, prosoape, papuci, săpun și șampon, dar și TV cu Netflix. Pensiunea este situată la altitudinea de 1650 de metri într-o zonă foarte liniștită, dar și cu peisaje minunate direct din balconul camerei. Un alt avantaj este faptul că locația se află la doar 5 minute distanță de Transalpina și la mai puțin de 10 minute față de toate pârtile de schi din apropiere precum M1, 2, 3 și 4, dar și cu o distanță mai mică de 300 de metri față de telescaun Păpușa. La restaurantul pensiunii puteți servi mâncare cu specific tradițional românesc, iar la bar puteți profita de cocktailurile diversificate și șaturile pline de culoare. La fel este pus la dispoziție și un loc amenajat pentru copii, supravegheat video, dotat cu joc video PS4, masă de hockey și masă de fotbal. Un alt avantaj a acestei locații este faptul că puteți închiria ATV-uri direct de la recepție, iar o astfel de plimbare poate completa pe deplin sejurul oricărui cuplu sau grup. O remarcă ar fi faptul că dacă închiriați ATV pe timp de iarnă și doriți să explorați un traseu altul decât pe drumurile asfaltate dezăpezite, recomandat ar fi să fiți minim 2 ATV-uri, astfel încât la nevoie să aveți mereu o mână de ajutor la îndemână în caz de înzăpezire. Iar pentru informații și rezervări, puteți consulta datele atașate în descriere.